Și acum aș vrea să intrăm un pic în mai multe detalii în ce înseamnă a fi, a face și a avea. Pentru, mie, pentru mine, personal, a fi înseamnă o mentalitate diferită, abilități diferite și cunoștințe diferite. La ce refer? Mă refer mai exact. Avem aici o construcție, o casă. Și această casă este construcția business-ului tău ideal. De fapt, eu cred că atunci când vorbim despre a patra categorie, antreprenorul care, are, care are timp și bani, nu vânzătorul, nu team liderul, nu managerul, ci antreprenorul care are un business care funcționează în absența lui și a construit businessul în acest fel. Aceasta este construcția business-ului lui. Adică aici sus acoperi și avem rezultatele companiei lui cum arată firma. Și ghiți ce, Aceste rezultate se văd de la distanță. Eu nu trebuie să te cunosc personal, nu știu ce fel de antreprenor ești, dacă ești simpatic, dacă ești un lider extraordinar în firmă, dacă ești un lider autoritar, dacă te comporți frumos cu clienții sau cu furnizorii. Nu știu aceste lucruri. E suficient să mă uit la acoperișul firmei tale și îmi dau seama că cât de bun ești ca antreprenor. Ce înseamnă aceste rezultate? Ceea ce este vizibil pentru fiecare dintre noi. Cifra de afaceri, profitul companiei, câți angajați ai și de când există firma pe piață. Aceste rezultate, evident, la ce o să ducă? Păi, rezultatele acestea duc la cele patru categorii. În funcție de cum sunt rezultatele tale, cum e acoperișul, cam așa intri în categoria, în prima, în a doua sau în a treia categorie, în cele patru categorii. Ei, aceste rezultate sunt susținute de o grindă care consider că este esențială, mai exact viziunea ta, viziunea pentru compania ta, unde vrei să ajungă această firmă, ce vrei să facă în lumea această firmă, pentru că, într-adevăr, degeaba, sincer, degeaba ne uităm la tot ce este aici de dedesubt, dacă viziunea nu este suficient de puternică, suficient de îndepărtată, suficient de mare, suficient de impact, rezultatele evident că nu o să fie pe măsură, pentru că nu ne dorim să impactăm lumea, nu ne dorim să schimbăm viața la milioane de oameni. Nu ne dorim să aducem plus valoare în viață la milioane de firme sau persoane. Deci, viziunea aceasta e grinda care susține rezultatele. După care avem pilonii, care este partea de, partea de abilități și cunoștințe. Ce fel de abilități și cunoștințe ai? Mai exact, abilitățile și cunoștințele tale de marketing, abilitățile și cunoștințele tale de vânzări, abilitățile tale de cunoștințe și cunoștințe de echipă abilitățile tale și cunoștințele tale de sisteme și încep să mă entuziasmez, deja nu mai ies cuvintele cum trebuie, și abilitățile tale de finanțe. Ce știi și ce abilități ai în a gestiona business-ul tău din punct de vedere financiar. Vezi tu, toate aceste lucruri sunt importante. Problema este, de fapt, stai așa, ne spune domnul Leu, antreprenor, care este problema. Hai să vă zic care e problema. Problema este în felul următor, domnilor. Și vă spun din experiență proprie pentru că eu am trecut prin aceste lucruri și deja am experiență și știu ce am făcut ca să pot să ajung în a patra categorie. Dacă vă uitați un pic la acest domn, la Laurent, o să vedeți că au fost foarte multe persoane la cursurile lui în mulți ani, în 10 ani. Aproape 200.000 de oameni au fost la cursurile lui. Înțelegeți? La cursurile lui. E bun tipul. Problema este că unii plecau și își dublau business-ul, alții plecau și nu se întâmpla nimic. Și mi-am pus întrebarea ce se întâmplă. Dar din experiența mea de antreprenor liber, care am timp și bani, am realizat că problema este că oamenii ăștia au învățat pilonii foarte bine, strategiile potrivite, dar nu au învățat mentalitatea. Și aici are un pic de vină și Laurent. Taci mă, nu zi nimic. Da, da, are dreptate. Domnul Leo, antreprenor, știe ce vorbește? Laurent... N-a predat atât de multe lucruri despre mentalitate. I-a învățat strategii prin care să dubleze business -ul. De ce? Pentru că el la rândul lui era focusat pe aceste lucruri. Dar acum, Loran, cred că a înțeles că acest lucru este doar secundar și mai important este partea de fundație. Mulțumesc mult! Apreciez că mai ai făcut de rușine. Lăsând gluma la o parte, chiar asta s-a întâmplat. Ani de zile au venit oameni la cursurile mele, unii au plecat, a implementat ideile de acolo. BUM! Și când spun BUM, mă refer la rezultate, în multe cazuri, absolut, absolut fenomenale. Pe de altă parte, de la același curs, de la aceleași strategii, de la aceleași informații, plecau alții, nimic. Ce lipsea? Zona aceasta de mentalitate, fundația aceasta despre care vorbesc aici, la partea de a fi. Dacă n-ai această. Baza, această fundație de mentalitate puternică de antreprenor orientat pe obiective lui, orientat pe a ajunge în a patra categorie, toate aceste strategii, acțiuni, ele vor fi implementate odată pentru că, na, sună interesant strategia asta să dublezi business-ul, hai să vedem cum funcționează, puc, nu a mers foarte bine nu aduce rezultat. În schimb, dacă mentalitatea este potrivită, ea susține acțiunile respective pe termen lung până devin obiceiuri. Practic, asta este partea de a face, partea de acțiuni care se transformă ulterior în obiceiuri. Și focusul ar trebui să fie din punctul meu de vedere și din punct de vedere al leului antreprenor ar trebui să fie pe zona de obiceiuri. E important să schimbăm acțiuni în firma noastră, e important să urmărim acest curs și să implementăm niște strategii noi, dar este și mai important să implementăm obiceiuri noi în viața noastră și în businessul nostru. Așa că focusul ar trebui să fie pe obiceiuri. Și evident avea înseamnă rezultate, adică este locul în care începem să culegem rezultatele la mentalitatea, abilitățile, cunoștințele noastre multiplicate cu acțiune, cu multă acțiune și cu obiceiuri sănătoase pentru noi și pentru businessul nostru. Și atunci putem să începem să culegem roadele și să spunem da, acum sunt liber pentru că am timp, am bani, am un business care îmi generează libertate. Bun, știind aceste lucruri, întrebarea este ok, Lorand, asta este construcția businessului nostru. Dacă dobândim o mentalitate bună. Știm strategiile potrivite de marketing, vânzări, cum să construim echipa, cum să creăm un business sistematizat care funcționează în absența noastră, cum ne administrăm banii în așa fel încât să fim profitabili în tot acest proces de creștere, cum ne asigurăm că avem o viziune extraordinară care să impacteze lumea și să culegem rezultatele în așa fel încât să ajungem în a patra categorie. Știind aceste lucruri, care e următorul pas? Ce avem de făcut? Pentru început îți recomand două lucruri. 1. Foarte important. Clarifică ce înseamnă pentru tine nivelul 4. În diagnoză deja am vorbit și am cerut să ne spui acest lucru: ce înseamnă pentru tine nivelul 4, ce înseamnă pentru tine timp și bani, ce înseamnă pentru tine timp și bani suficienți. Și vreau să clarifici acest lucru poate printr-un exercițiu care mie personal îmi place, pentru că transform aceste idei în ceva vizual ceva care pot să listez, ceva care pot să țin pe telefon, ceva care pot să pun pe laptop sau ceva care pot să, să listez pe, 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 o foaie și să pun în birou la mine. Este vorba despre un exercițiu pe care l-am învățat cu 12 ani și pe care îl refac din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani aproximativ, refac acest exercițiu pentru că are un impact absolut fenomenal. Este vorba despre Dream Chart. Dream Chart este un colaj cu poze, cu lucrurile și sentimentele și starea pe care ți-o dorești să obții în viitor. Dream Chart este un colaj cu visuri și eu împart acest colaj cu visuri în două categorii. În lucruri, care de obicei le cumpăr cu bani și în stări pe care le obțin de obicei cu timp și cu bani. De exemplu, în acest colaj poate fi o, a 4, o foaie A4, o foaie A3, nu contează neapărat dimensiunea, dar în acest colaj eu pun poze, de exemplu, cu mașina visurilor mele, pun poză cu casa visurilor mele, pun poză cu concediile mele, dar nu spun ceva de genul vreau să plec în concediu. Este poză cu orașul în care vreau să-mi duc, în insula în care vreau să merg, în țara în care vreau să călătoresc și este și data limită la fiecare poză, și la mașină, și la casă, și la aceste concedii. După care am poză cu oamenii pe care vreau să-i cunosc, am poză cu avionul, am poză cu cât bani vreau să câștig. Literal vorbind, am poză cu banii, suma scrisă și am scris și data limită, până când vreau suma respectivă pe lună să o câștig. Și este absolut fenomenal dacă, dacă o să-ți arăt dream chart-ul de acum 2-3 ani de zile și să vezi cum toate aceste lucruri, sau mă rog, majoritatea există în acest moment în viața mea, o să rămâi cu gura căscată cât de puternic este acest exercițiu. Acum, evident, nu vreau să te amăjesc că dacă faci dream chart-ul, vine avionul. E nevoie de acțiuni și obiceiuri după aceea, dar este un pas important să clarifici de fapt în ce direcție mergi. Ori de câte ori sunt mai demotivat, mai lipsit de energie, mai fără chef, mai, nu știu, trec printr-o perioadă grea, uh, vânzările nu foarte bine în firmă. Oricând am avut momente de genul acesta, n-a trebuit să fac nimic altceva decât să mă reconectez cu visurile respective. Să mă uit pe Dream chiar și să-mi pun, băi, asta este ceea ce vrei. Lasă-mă, nu te mai plânge, dă înainte, vânzările nu în merg whatever, pac, 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 pentru că acolo e visul. Da, deci partea de lucruri pe care vreau să le obțin, locuri pe care vreau să le vizitez, oamenii pe care vreau să i cunosc, după care, în cealaltă parte, sau Poate să fie mixturate. Poze cu stările pe care vreau să le obțin. De exemplu, vreau să plec uh, 70 de zile pe an în concediu. Îți spun 70 de zile pe an pe concediu pentru că am avut în dream chart acest lucru. Chiar vreau 70 de zile uh, pe an uh, concediu. Lucru care l-am obținut. Uh, am pus acolo uh, poză cu cu mine mergând la grădiniță da? sau o poză cu, cu un părinte și un copil de mână care să, să însemne chestia asta. Vreau să-mi duc copilul în fiecare dimineață sau, nu știu, din 200 de zile cât merge pe an la grădiniță sau 180, nu știu exact câte zile de grădiniță sunt într-un an, vreau să mă asigur că 120 sau jumătate din zile o duc eu, eu și o iau eu de la grăniță. Sau din 52 de weekenduri vreau să am 45 libere pentru familie. Sau tot felul de, de chestii de genul acesta care să, să exemplifice foarte, foarte clar ceea ce vrei să obții din punct de vedere al banilor și din punct de vedere al timpului. Și te rog să scrii și un termen limită. Până când vreau să obțin acest lucru? Până la fiecare poză un termen limită. Asta este Dream chart -ul. Sub video o să poți să descarci un Dream Chart, e Dream chart meu, făcut de, în urmă cu ceva timp și vreau, vreau să te rog frumos, nu-mi copia visurile, nu-mi fura Dream -ul. Descarcă-l descarcă ca să te inspire, descarcă-l să, să, te provoace sau să-ți fie un fel de model de, de cum să faci Dream chart tău, dar nu mi-l fura, că e al meu. Acolo, de exemplu, pe Dream Chart pot să pun ceva de genul, vreau să cea mai fericită soție din lume. Și am convingerea că, că, tu nu vrei să o faci pe soția mea să fie cea mai fericită soție din lume, așa că nu fura visurile, ok? Ideea este că o, descarcă, poate te inspiră să faci dream chart tău mai eficient, mai repede, pentru că eu sunt convins că orice vis care este pe hârtie este mai ușor de atins decât ceea ce este doar în capul nostru. Și îți subliniez acest lucru cu un exemplu foarte simplu. În urmă cu Aproximativ 4-5 ani am avut ocazia să petrec câteva zile cu Brian Tracy. Brian Tracy care probabil știe este un om extraordinar, este omul care a ajutat probabil cele mai multe firme din lume să aibă succes, a lucrat cu companii din top 500 cele mai, mai mari firme din lume, a lucrat cu milionar, cu miliardar, a scris 70 ceva de cărți, a făcut cursuri în 80 ceva de țări. Milioane de oameni au fost la cursurile lui, milioane de oameni au învățat din materialele lui. În România sunt milionari care spun că business-ul lor există datorită lui Brian Tracy, o, o legendă adevărată. După patru zile în care am avut ocazia să interacționez cu el, când l-am dus la aeroport în București, înainte să intre în, în zona de security check, era într-un scaun cu rotile pentru că fusese operat la spate în urmă cu câteva zile înainte de conferința pe care o avut aici în România. Și în timp ce îl duceam cu căruciorul spre security check, i-am spus, era, el să te jos, era în spatele lui și m-am plecat așa un pic în față și i-am spus, Brian, înainte să pleci înapoi în Statele Unite, Vreau să te rog să-mi oferi un sfat. Dacă ar, ai putea să concentrezi toată experiența ta, toate cunoștințele tale, toate provocările prin care ai trecut, toate bucurile pe care le-ai avut până acest moment în viața ta, to tot ceea ce știi, tot ceea ce ești, dacă ai putea să, să storci toate aceste lucruri într-un singur sfat, care ar fi sfatul acela? Și și acum, parcă văd în fața mea, omul ăsta se întoarce așa în spate spre mine, în timp ce se uită la mine cu un zâmbet din ăsta drag, dar în același timp viclean, deschide sacou, scoate un bilețel împăturat, deschide bilețelul și zice, Loran, cel mai bun sfat este să ai obiectivele tale scrise pe o hârtie și să le recitești în fiecare zi. Și a scos hârtia cu obiectivele lui personale, care este în buzunarul lui, și zice, la asta mă uit în fiecare dimineață. Vreau să știu unde vreau să ajung, care sunt țintele mele. Pentru că dacă nu știu destinația, drumul nu și are rostul. Păi chestia aia m-a impresionat până în mădua oaselor și în acest moment uh, mă trec fiori numai când mă gândesc la acest lucru. Omul acesta și dacă citești cărțile lui știi foarte bine că scrie mult despre asta. Obiectivele trebuie să fie scrise, puse pe hârtie. Ce nu-i pe hârtie nu există. Ce este scris este mult mai puternic. Așa că ăsta este primul lucru pe care aș vrea să te rog să-ți clarifici foarte bine ce înseamnă pentru tine nivelul 4. Ce înseamnă pentru tine antreprenor, liber, independent, în perspectiva timpului și în perspectiva banilor. Și pune asta într-un dream chart, asigură-te că pe dashboard tău acolo apare acest lucru. Vreau să am atâția bani, vreau să am atâta timp liber. Și când ajung acolo, voi sărbători că sunt antreprenor liber. Primul sfat. Iar al doilea sfat ar fi să, să nu încerci să-ți schimbi gândirea. Felul în care gândești este un aspect foarte important. După cum ai văzut, felul în care gândim influențează mare parte din lucruri. Felul în care avem mentalitatea noastră influențează restul construcției. Totuși, rugămintea mea este să nu încerci să-ți schimbi gândirea. Probabil că ai auzit această frază: schimbându-ți gândirea, îți vei schimba viața. Este și o carte care are acest titlu. Sau uh, Gandhi spune: fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Totuși aș vrea să te rog să nu încerci să schimbi gândirea pentru că acest lucru nu este posibil. Înainte să ne schimbăm gândirea, trebuie să facem o altă acțiune care to face toată diferența și care ne poate permite să ne schimbăm gândirea și ulterior și acțiunile și rezultatele. Dar despre asta, mai pe larg, voi vorbi în următorul video pentru că este un subiect important și am senzația, din nou... A Aproape că la fiecare video pe care îl înregistrez în acest program. Am această senzație că dacă, nu, dacă înțelegem și facem doar informațiile acest, din acest video deja au meritat tot. Deja poți să iei de acolo mai multă valoare decât tot cursul acesta. Așa că o să dedic un video întreg pentru acest lucru, cum să schimbăm gândirea noastră fără să fim focusați pe schimbarea gândirii care nu se poate schimba în mod direct. Trebuie să schimbăm ceva înainte. Deci, tema de casă pentru tine și apropo, acest curs de Delta Prenor nu este despre cât de multe videouri urmărești, câte minute de curs ai făcut, e irrelevant. Este vorba despre acțiune și rezultate mai exact. Adică vreau să te rog să obții un rezultat în urma acestui video, mai exact Dream chart -ul. Vreau să îl faci și să-l încarci aici sub video ca să mă asigur că putem să-ți bifăm că da, omul ăsta știe unde vrea să ajungă, are obiectivele clare. De ce? Pentru că dacă n-ai obiectivele clare, ceea ce urmează să-ți dau în acest program, nu o să te servească, nu o să te ajute cum ar trebui să te ajute, așa că să mă asigur că Delta aprenorul scoate ce este cel mai bun din businessul tău și din tine am nevoie de dream chart ul respectiv. Ține minte, nimeni, nimeni nu este interesat de efortul tău. Ne doare în cot de efortul tău. Ce ne interesează este rezultatul. Așa că vreau să văd rezultatul încărcat acolo în platformă. Vreau să văd dream chart-ul tău. Repede! Ca să putem să ne asigurăm că mergem mai departe. Ne vedem în următorul video în care vom vorbi despre cum schimbăm gândirea.